În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, încet, încet, sărbătorile și-au lăsat în inima noastră urmele, pentru că, de fapt, o sărbătoare este importantă nu prin ceea ce aduce, ci prin ceea ce scoate din noi. Sărbătorile acestea au scos din noi ospitalitatea, au scos din noi răbdarea, îngăduința, iar dacă n-au scos încă, înseamnă că suntem pe drum. Trebuie neapărat să scoatem ce e mai frumos. Mulți dintre noi, aflându-ne așa după o campanie începută cam înainte de Sfântul Nicolae, tot am mers din sărbătoare în sărbătoare și la un moment dat, dacă nu suntem atenți, putem să și obosim. Putem să confundăm lucrurile, să credem că viața este foarte densă, dar nu. Toate aceste sărbători culminează cu cea de astăzi, cu prăznuirea Sfântului Proroc, înainte mergător și botezător Ioan, care ne aduce esența prăznuirilor de dinainte. Sfântul Ioan propovăduia împărăția cerurilor și spunea: pregătiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Este vorba de împărăția cerurilor despre care Vechiul Testament tot ne pregătește prin istoria poporului lui Israel. Tot ne pregătește să ajungem într-o țară sfântă, într-un loc binecuvântat. Și poporul pe care Dumnezeu îl conduce noaptea în chipul unui stâlp de foc și ziua în chipul norului, ajunge într-un final fericit în țara Canaanului. Va să zic că încet, încet se structurează granițele unei împărății, unui loc sfânt, dar după ce s-au instaurat, după ce și-au făcut și templul sfânt, a venit Sfântul Ioan, prorocul și înainte mergătorul, să gătească calea Domnului. Și începând de la Sfântul proroc Ioan, deja se deschide o nouă înțelegere despre împărăția cerurilor. Și anume că împărăția este în noi. Și o să spuneți: bine, bine, dar tot Vechiul Testament nu eram pregătit? Și nu, nu era pregătit. Omul nu era pregătit până când Mântuitorul a venit pe pământ cu împărăție cu tot. Dacă omul tot a bâșbuit el și prin turnul Babel să ajungă la o înălțime oarecare, numai Hristos a fost cel care a coborât pe pământ. De ce? Ca să aducă cu el chiar împărăția cerurilor. Dar n-a adus-o numai pentru el, ci a adus-o pentru toată firea omenească. Astăzi, nu numai că aflăm de la Sfântul Proroc Ioan că împărăția este în noi, ci deja putem să o trăim pentru că Hristos ne-a adus-o așa cum este ea. Despre împărăție știți foarte multe comparații pe care Mântuitorul le-a făcut în timpul celor 3 ani și jumătate cât a stat pe pământ. Asemănase va împărăția cerurilor cu 10 fecioare, dintre care 5 erau înțelepte, 5 erau nebune. Asemănase va împărăția cerurilor cu o cetate care era așezată pe vârf de munte. Asemănase va împărăția cerurilor cu un om bogat care a chemat slugile și să-și facă socoteală cu ele. Asemănase va împărăția cerurilor cu un om care a zidit, a sădit vie și a zidit teasc și a plecat și a dat-o lucrătorilor. Asemănase va împărăția cerurilor cu un stăpân care, văzând că holtele sunt pline de neghine, a întrebat: dar n-am pus noi grâul cel bun? Și a spus: da, dar vrășmașul a venit și a semănat în urma noastră. Asemănase va împărăția cerurilor cu un om care avea 2 fii. Și cel mic a venit și a cerut partea de avere.
asemănase-va împărăția cerurilor cu multe. Dar astăzi, de la Sfântul Proroc Ioan, aflăm că, de fapt, toate aceste asemănări sunt în noi și, în măsura în care știm să le trăim, atunci suntem trăitori ai împărăției cerurilor. Împărăția lui Dumnezeu nu este departe de noi și nu este un spațiu, cum e spațiu Schengen, în care să nu mai oprim la graniță. Împărăția lui Dumnezeu este pretutindeni unde ne aflăm noi. Nu este un sens egoist al propovăduirii, ci este un sens realist. Pe mine mă interesează mai puțin ce se întâmplă acum la ecuator, dacă mie mi-e frig acum. Pentru că împărăția cerurilor, dacă mi-aș plasa-o cum era raiul cel din Eden, acolo prin Babilon, prin Asia Mică, aș sta cu gândul să fac și să dreg să mă duc acolo. Dar astăzi aflăm de la Sfântul Ioan că împărăția cerurilor este în mine, nu este în altă parte. Înseamnă că tot ceea ce fac stă la îndemâna mea. Nu stă nici la îndemâna cuiva care își ștampi la mână să îmi pună sau nu viză. Nu stă nici în cutare care are un charter, un avion care să mă ducă până acolo. Împărăția este în noi. De ce? Pentru a ne responsabiliza mai mult. Pentru a înțelege că nu trebuie să alergăm departe. Chiar cineva cu care mai stăteam de vorbă zilele acestea, cu sărbătorile, ce facem, unde să ne ducem și alergătura asta de sărbătoare pe care v-am explicat-o în duminicile anterioare și în sărbătorile pe care le-am parcurs împreună, se văieta că nu poate să ajungă nu știu unde, că programul îi permitea. E bine, așa se întâmplă atunci când căutăm în altă parte. Noi trebuie să căutăm înăuntru nostru, pentru că împărăția, iată, ni se deschide că este în noi. Și atunci, mai avem nevoie de multe ca să putem să fim ospitalieri? Nu. Pentru că cel care vine la noi în casă nu cred că are nevoie neapărat, cel puțin în perioada aceasta, v-ați dat seama că dacă au mai venit rude sau cunoscuți prin casele dumneavoastră, v-ați dat seama că nu e mare lucru să le încropești ceva, să le pui pe masă. Dar mare lucru este să creezi o atmosferă. O atmosferă este bucățică din împărăția cerurilor care este în noi. Nu este în magazinul pe care, din păcate, nu l-am găsit deschis și vezi, Doamne, lipsește după masă nu știu ce produs. Împărăția cerurilor fiind în noi, deja ne lasă să facem tot ceea ce este nevoie și să nu fim dependenți de nimeni și de nimic. S-a inoculat în mod probabil voit din altă parte ideea că avem nevoie să ne dea voie cineva, avem nevoie să primim îngăduință de la altcineva. Nu, nu. Omul este autonom. Adică își face singur legile și trăiește după legile pe care Dumnezeu le-a sădit în om. Avem tot ceea ce ne trebuie ca să fim fericiți. Numai că diavolului este foarte, foarte comod să deplaseze accentul de pe împărăția cerurilor, așezându-l în altă parte. Dacă nu suntem atenți, diavolul ne poate fura orice gând bun și orice înțelegere a faptului că împărăția lui Dumnezeu este în noi. Sfântul Ioan Botezătorul, pe care îl prăznuim astăzi, chiar ne învață nu prin cuvinte multe, cât prin fapte și mai multe. Ne învață că atunci când era nevoie să spună lucrurilor pe nume, nu l-a iertat nici pe împărat. Lui Irod i-a spus: nu te mai ascunde după degete, că nu e vorba de căsătoria de levirat. Frate, tu, care a murit și a cărei soție vrei să o iei tu, a avut un copil, deci s-a încheiat. Nu mai spune tu că legea, vezi, Doamne, că a murit fratele, a fost să iei o soție. Nu, nu, nu. Că l-a costat capul pe Sfântul Ioan,
este altceva. Dar ne-a arătat că se poate. Se poate să spune la un moment dat, m-am săturat. Și nu este un îndemn din partea mea sau a bisericii să credeți că acum toți suntem trimiși să ne luptăm cu împărăția și să spunem ce e bine și ce nu e bine. Nu, nu. În noi ne-am săturat de minciună. În noi, nu în altă parte. Ce ne obligă sau cine ne obligă să ascultăm minciunile altuia? Chiar acum, în drum spre casă, v-aș invita să vă faceți un instrumentar și să vă întrebați la modul cel mai serios, cine mă obligă să stau, să ascult minciuna locutare sau locutare? Cine mă obligă să cred eu că anul ăsta va fi într-un fel sau într-altul și trebuie să aștept numai luna în retrograd și să mă uit după tot felul de parascovenii? Dacă împărăția cerului este în mine, nu poate nimeni altcineva în afară de mine să mă facă să mă simt bine. Să mă facă să mă simt rău, pot foarte mult să o facă dacă le dau eu voie. Dacă nu le dau voie și îmi spun odată cu Sfântul Ioan Botezătorul, pe care îl luăm ca mărturie și chezășie, m-am săturat, dar nu așa cu ură, ci pur și simplu ca un moment în viața noastră să spunem da, de acum înainte trebuie să accept că împărăția cerurilor este în mine. Sunt eu însă gata să o primesc, pentru că nu poți să primești astfel decât într-un palat foarte bine pus la punct și mobilat așa cum trebuie o împărăție ca cea a cerurilor. Nu se va știrbi cu nimic împărăția dacă eu nu sunt pregătit, dar nu o să pot eu vedea în măreția și splendoarea ei dacă nu sunt pregătit. De aceea, acest m-am săturat ajunge, hai să încep altceva, este momentul, cred că, cel mai important ca la început de an să ne-l așezăm în cale. Să luăm pe Sfântul Ioan Botezătorul, căruia foarte mulți pe marul Iordanului spuneam, și mai încet câte ce împăratul, lasă-o pe asta cu leviratul, că îl atinge și pe el și nu e bine. Nu pe el neapărat, dar vezi că are scorpione după el și s-ar putea să nu fie bine. N-a fost bine, dar el n-a tăcut. Ce ne face pe noi să nu îi urmăm Sfântului proroc, înainte împărcător și urtăzitor Ioan? O teamă pe care ne-a insinuat-o propria noastră neputință și mai ales imposibilitatea noastră de a ne părăsi starea de confort în care ne aflăm. Starea de confort în care ne aflăm este dușmanul numărul 1 al luării unor decizii tranșante de genul m-am săturat, gata, de acum îmi încep altceva. În măsura în care luptăm cu noi și ne șlefuim până când ne dăm seama și ce ne așteaptă după acest m-am săturat, vă imaginați că urmează războiul care încă n-a început cu noi. Dar în momentul în care ne asumăm, atunci aflăm că împărăția cerurilor este în noi. Și dacă afli că împărăția este în noi, nu trebuie să mai fii fugar pe acolo, pe acolo, ca să te ascunzi pe nu știu unde, ci te ascunzi în tine și spui, Doamne, îți mulțumesc că am reușit să o spun pe asta, deci m-am eliberat, nu o să fiu un fugar toată viața, să vorbesc numai acolo unde sunt uși închise sau să vorbesc numai acolo unde un grup de oameni împărtășesc cam aceleași idei cu mine, ci pot să vorbesc oriunde și oricând, pentru că împărăția cerurilor nu este o cetate de scăpare la care eu să alerg și să mă încui acolo și să nu mai ies niciodată dacă vreau să fiu fericit. Nu. Împărăția cerurilor o purtăm cu noi peste tot. Imaginați-vă ce posibilitate fantastică ne-a dat Dumnezeu ca fiecare dintre noi să purtăm împărăția întreagă. Pentru că Hristos însuși, atunci când se împărtășește, din Sfântul Potir se împărtășește întreg tuturor.
Vă imaginați ce frumos este ca împărăția celor din mine să se întâlnească, să se îmbrățișeze cu împărăția celor din celălalt? Nu vor fi două împărății, ci aceeași, dar privită cu ochi mult mai atenți și mai luminați și luminoși. De fapt, împărăția cerurilor este orice realitate pe care o vedem. Realitatea este una, dar punctele de vedere și mai ales perspectiva nu mai este una, ci fiecare om vede aceeași realitate cu ochii lui. Cum e zăpada de afară? Cineva care trebuie să plece acum la școală la Brașov este speriat că s-ar putea să găsească autoțăla închisă. Dom'le, aceeași zăpadă care bucură un copil pe care îl tragi cu sania, aceeași, este sperietoare pentru altul. Înseamnă că realitatea în sine contează sau percepția față de realitate contează mai mult? Înainte de Crăciun, știți că erau niște duminici foarte însorite și m-a rugat cineva să aranjez cu Moș Crăciun să trimită niște zăpadă. Chiar eram aici în fața mea asta și spun, v-am spus atunci, era un soare. Știa bietul copil că vacanța este destul de prelungită, dar a zis, dacă puteți să faceți o intervenție la Moș Crăciun, tot vorbisem eu numai despre Moș Crăciun și lumea chiar m-a luat în serios. Și acum mă gândesc că Dumnezeu a răsplătit pe copilul din mine, în primul rând, și împărăția celor din mine, că astăzi poate că își aduce aminte copilul acela că m-a rugat pe mine să-l rog pe Moș Crăciun să-i trimite niște zăpadă până începe școala. Și mulțumesc Dumnezeu că ne-a ajutat și ne-a trimis această zăpadă, pe care cu siguranță că o văd copiii și nepoții noștri cu alți ochi. De ce? Pentru că ei au împărăția cerului în ei mult mai palpabilă și mai vizibilă. Ce ne face să ne speriem de una sau de alta? De ce nu putem să spunem, gata, ajunge? Nu mă mai duc la Brașov săptămâna asta și care e problema? Ce ne face atât de înverșunați să credem că din 365 de zile neapărat taman azi după masă trebuie să plec nu știu pe unde? Și să zicem, uite, poate e un semn frumos de a sta mai mult cu familia, de a mă reorienta, de a nu mai pleca încolo sau încolo și am adunat acasă ca să nu se întâmple cine știe ce, pentru că nu e cazul. Slavă Domnului, e vacanță, încă lucrurile mai merg. De ce nu putem să facem lucrul acesta? Pentru că nu suntem pregătiți să spunem, gata, m-am săturat, ajunge. Cred că acesta este mesajul pe care Sfântul Ioan Botezătorul ne-l trimite. Să avem mai mult curaj. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.